Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră. O seară binecuvântată pe care, așa cum spunea poetul de cântare, o știe el. Dar trebuie să știm și noi, pentru că s-a vorbit frumos, s-a vorbit la adresa lui Dumnezeu, s-a vorbit despre veghere și am fost provocat în această seară binecuvântată să ne hrănim din cuvânt, să veghem, să ne apropiem de Domnul, la care zic, Doamne, ajută-ne în seara zilei de astăzi. Așadar, haideți să pornim la drum și aș dori în sensul acesta să ne oprim în dreptul cărții în Evanghelia după Marcu, capitolul 3, de la versetul 1 până la versetul 6, inclusiv. Repet, Evanghelia după Marcu, dăm ascultare Dumnezeescului cuvânt, începând cu versetul 1 în jos până la 6, inclusiv. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi, dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile, cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, i-a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l prindă. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place așa mult provocarea cu privire la hrănirea cuvântului, pentru că vine prorocul Ieremia și spune așa de frumos, când l-am auzit pe cine? Pe cuvânt. Când l-am auzit, l-am înghițit. Și zic Dumnezeu să ne dea ușă de cuvânt, să ne apropiem, să-L înghițim și mai mult decât atâta să-L trăim slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Parcă Duhul lui Dumnezeu pregătea încă de la îndemnul la rugăciune, vorbindu-se despre veghere, pregătea textul nostru și îmi place așa de mult introducerea aceasta cu privire la veghere, pentru că eu mi-am intitulat mesajul Iisus și lucrurile uscate. Și dacă ne uităm în textul acesta, vedem atâtea mai exact, dacă privim cu atenție la versetul 4, putem observa aici despre mânie, vedem aici despre Domnul Iisus Hristos motivat de necredința lor, vedem puterea cuvintelor, vedem că mânia este un sentiment, nu un păcat, pentru că el și-a rotit privirile și a spus, întindeți mâna slăvit să fie numele Domnului, pentru că Iisus ne iubește, glorie Lui. Și acolo unde intră Iisus Hristos este viață, este vindecare, slăvit să fie numele Domnului. Câteva gânduri, trei la număr în această seară binecuvântată și vreau să ne oprim la atitudinea Domnului Iisus Hristos în dreptul lucrurilor uscate. Vrem în această seară binecuvântată să ne oprim să vedem omul cu mâna uscată. Și nu în ultimul rând, cel de-al treilea gând, care este ce trebuie să fac eu în dreptul lucrurilor uscate. Și vă spuneam despre veghere. Cu alte cuvinte, trebuie să veghem. Trebuie ca să avem grijă de noi. Pentru că neveghind, ajungem să ne stingem, ajungem să ne uscăm, ajungem să ne topim. Și Dumnezeu vrea să avem viață noi și să o avem din belșug, slăvit să fie numele Domnului. În primul rând, uitați-vă în tabloul acesta frumos cum ne vorbește Evanghelistul Marcu și spune despre Iisus a intrat din nou. Ce am făcut noi în această seară? Am intrat din nou pe grupul Domnului este aici. Asta înseamnă să ai dragoste, asta înseamnă să prețuiești timpul, asta înseamnă să prețuiești seara zilei de astăzi, un timp pe care Dumnezeu ne-l dă și cu care nu ne vom mai întâlni niciodată. Iisus iubea părtășia, iubea sinagoga, iubea studiu, iubea rugăciunea, iubea pe oameni și vedem în versetul 1 așa de frumos ne vorbește, a intrat din nou, slăvit să fie Domnul. Pentru că ori de câte ori intri pe grupul Domnului este aici, ori de câte ori vii în prezența lui Dumnezeu, asta înseamnă har, asta înseamnă binecuvântare. Că ziua de mâine nu este a noastră, ziua de ieri nu ne putem întoarce, dar ziua de astăzi, să intri din nou la părtășie cu cerul, să intri din nou la părtășie unii cu alții, asta înseamnă binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă privim contextul și mergem și noi, pentru că vreau să vă invit la sinagogă, vreau să mergem împreună acolo, vreau să închidem ochii și să ne imaginăm contextul de acolo, să vedem mulțimea, să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos, să vedem omul bolnav fizic cu mâna dreaptă uscată, pentru că Evanghelistul Luca vine și prezintă în Luca 6 cu 6 și ne spune despre omul acesta, identifică mâna, identifică ceea ce el era neputincios și spune Evanghelistul Luca, avea mâna dreaptă uscată. Și Iisus nu face altceva decât să-l invite la viață. Iisus nu face altceva decât să-l invite în mijloc. Iisus nu face altceva decât să se atingă de el, slăvit să fie Domnul. În această seară Iisus ne-a invitat în prezența Lui. Iisus ne invită în mijloc pentru că El vrea să ne vindece, slăvit să fie numele Domnului. Iisus, în rănile Lui suntem vindecați, în rănile Lui suntem tămăduiți. El nu vrea ca noi să umblăm, să trăim bolnavi, ci El vrea ca să fim plini de sănătate și să trăim pentru El, slăvit să fie numele Domnului. Dar oamenii întotdeauna sunt deranjați când Iisus vindecă. Oamenii sunt întotdeauna deranjați când noi ne mobilizăm, când noi venim la rugăciune, când noi ne strângem la părtășie. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fariseii au ieșit, versetul 6, au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l prindă. Iisus și lucrurile uscate. Primul gând pentru noi din tabloul acesta, după ce am văzut contextul, după ce am înțeles că trebuie să fim în prezența Lui și să fim la templu, vedem atitudinea Domnului Iisus Hristos în dreptul lucrurilor uscate. Și vă spuneam, acolo unde intră Iisus Hristos este viață, slăvit să fie Domnul. Îmi vine în minte, Petru și Ioan se suiau la templu, din Fapte 3, pentru că iubeau rugăciunea ca Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au învățat ceva de la Isus. Ucenicii au ascultat de Isus. Ucenicii au pus în practică ceea ce ei au învățat în prezența lui Isus Hristos. Și spune Fapte 3, acolo așa de frumos, că ei se suiau, adică mergeau, prețuiau timpul. Era ceasul al nouălea, era ceasul rugăciunii și mai mult decât atâta, iubeau semenii, aveau compasiune față de cel de la poarta numărul 9, de la poarta frumoasă. Și Iisus Hristos are acelea sentimente și spune cuvântul lui Dumnezeu, a intrat din nou în sinagogă, partea a doua, versetului 1. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Vreau să vă spun, acolo unde intră Iisus Hristos este viață, pentru că Dumnezeu locuiește, Psalmul 82 cu versetul 1, frate Nelu, dacă se poate afișa, spune că Dumnezeu este prezent unde? În adunarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pe El nu trebuie să-L chem, El este acolo, este omniprezent, este peste tot, dar mai mult decât atâta, locuiește în mijlocul laudelor Lui. El locuiește acolo unde este chemat. El locuiește în adunarea lui Dumnezeu, spune Psalmul 82 cu versetul 1. Dumnezeu este prezent, slăvit să fie numele Domnului. Asta înseamnă că El stă pentru că are locul de cinste, are autoritate, are putere, are dragoste, are milă, are îndurare. El mă iubește și te iubește, binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă doi sau trei sunt prezenți în adevăr, pentru că El este adevărul și a atribuit numele și spune eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă ai adevărul, ești o cale bună în drum spre viața veșnică. Dacă ai adevărul, Iisus Hristos este prezent acolo, slăvit să fie numele Domnului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei, versetul 2, pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată invinui. Întotdeauna vor exista bariere în calea vindecării. Întotdeauna vor exista bariere în calea binecuvântării, întotdeauna în calea credinței, în calea mântuirii, în calea atunci când vrei să te apropii de Domnul, atunci când vii la templu, atunci când vii la sinagogă, atunci când vii în prezența lui Dumnezeu, întotdeauna oamenii te vor opri, întotdeauna oamenii vor cârti, întotdeauna oamenii vor judeca, întotdeauna, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu,
rotindu-și privirea peste ei, pentru că ei ce făceau? Ei erau necredincioși. Și Domnul Iisus Hristos, motivat de necredința lor, îi spune omului bolnav cu mâna dreaptă uscată, întindeți mâna, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În versetul 2, oamenii vroiau o minune, pentru că oamenii, vreau să vă spun, minunile întotdeauna vor atrage oamenii. Semnele întotdeauna vor atrage oamenii. Și atunci oamenii căutau să vadă ceva, căutau să se apropie de Iisus Hristos, pentru că El este Dumnezeu al minunilor, slăvit să fie numele Domnului. Vedem minunea, vedem divinul și umanul, pentru că ca om Iisus Hristos a plâns, a obosit, a flămânzit, s-a rugat, dar te identifică cu omul acesta cu mâna dreaptă uscată. Și vedem divinul din Domnul Iisus Hristos. Era Dumnezeu 100% și ca Dumnezeu a făcut vindecări, pentru că numele Lui era Rafa, slăvit să fie Domnul. Ca și Dumnezeu a înviat oamenii din mormânt și a spus la Lazar, prin autoritatea cuvântului, Lazar, ieși afară, slăvit să fie Domnul. Ca Dumnezeu s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, pentru că era Fiul Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și vedem în contextul acesta, în sinagogă, divinul și umanul. Ce face divinul în dreptul umanului? Întotdeauna se oprește. Întotdeauna are compasiune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a avut compasiune, încât l-a dat pe Hristos, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Unde se întâmplă minunile? Minunile se întâmplă la templu. Ce facem noi când lipsim de la templu? Noi pierdem o binecuvântare, pierdem să vedem o minune. Și uitați minunea de la templu, binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că salmistul în Psalmul 22 vine și spune așa de frumos, mă bucur. De ce ne bucurăm în seara zilei de astăzi? În primul rând ne bucurăm pentru că El este prezent, aleluia. El este sursa bucuriei și El este Cel care dă bucurie, slăvit să fie numele Lui. Mă bucur când mi se zice, haide. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. De ce? Pentru că picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Un Ierusalim care este zidit pe o stâncă, acolo dă Domnul binecuvântarea. Și vine și Psalmul 133 și spune despre binecuvântare. Pentru că la sinagogă, la templu, la adunare, la biserică, în casa lui Dumnezeu, curge binecuvântarea, slăvit să fie numele Lui. Și mai mult decât atâta, te unge și mă unge, spune cuvântul că curge pe barbă, pe barba lui Aron, că își dă Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie, slăvit să fie numele Domnului. Asta face Dumnezeu în prezența ta și în prezența mea, pentru că unde intră El este viață, slăvit să fie numele Domnului. Mergând mai departe pe linia aceasta, vedem o adunare vie unde intră Iisus. Dar oare poate să fie și adunare uscată? Da? Pentru că noi reprezentăm adunarea. Știți cum este adunarea dumneavoastră, cum este adunarea mea? Dacă noi suntem vii pentru Iisus Hristos, este o adunare vie, slăvit să fie numele Domnului. Dacă noi suntem ca pipirigul, dacă noi suntem aplecați, dacă noi suntem cei care, ne mărturisându-ne, ajungem ca să ne uscăm și vom ajunge și acolo unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, cum putem avea viață, cum putem avea propășire, cum putem avea vindecare, pentru că sunt două tipuri de adunări. Există adunare uscată și adunare vie, dar acolo unde intră Iisus Hristos, întotdeauna este viață, slăvită fie numele Domnului. Acolo unde este adunarea vie, oamenii ce fac? Oamenii se bucură, slăvită fie Domnul. Chiar dacă suntem mai puțini, Dumnezeu vorbește unui om ca unui popor și unui popor ca unui om, binecuvântat să fie numele Lui. Punea fratele Nelu că suntem mai puțini. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne încurajează, tu rămămică, nu te teme că ți-ți dau împărăția cu plăcere. Dumnezeu ne încurajează pentru că El nu se uită la numărul nostru, nu se uită că suntem online și se uită la inima mea, se uită la inima dumneavoastră, cât ați venit la sinagogă, cât ați venit
în prezența Lui, cât ați venit la părtășie, cât ați venit la binecuvântare, cât doriți ca să fiți vindecați, binecuvântați să fie numele Lui. O adunare vie întotdeauna are oameni care spune slăvit să fie Domnul. O adunare care este moartă, o adunare care este uscată. Întotdeauna, în loc să te bucuri, nu-i bună cântarea, nu-i bună predica, nu-i bine cum s-a îmbrăcat sora, nu-i bine cum s-a îmbrăcat fratele. Și la un moment dat, într-un context, doi frați care stau unul lângă altul, unul se bucura și unul nu se bucura. Și la urmă se uită la el și îl întreabă, cum de tu simți atâta bucurie și eu nu pot să simt bucurie? Păi dacă tu tot timpul, în 2 ore, în 3 ore, cât o fost programul, tu ai avut treabă și cu ăla, ai avut treabă și cu ăla, și cu celălalt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ei erau plini de mânie. Dumnezeu ne-a chemat la eliberare, la viață, la binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Acolo unde este har, unde este pace, oamenii se bucură, glorie Domnului. Dar acolo unde este biserica uscată, oamenii turbă de mânie. Și tabloul acesta prezintă așa de frumos, zugrăvește și vorbește despre categoria aceasta de oameni care nu-s după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dacă mergem în Apocalipsa 3, acolo putem desprinde mai multe biserici, biserici uscate, cum este Pergam, cum este Laodicea, biserici vii, care este biserica din Efes, biserica din Smirna, pe care Dumnezeu le laudă și pe cele care ar trebui să le laude și nu le laudă. Și zic Dumnezeu să mândrească cu noi, binecuvântat să fie Domnul, pentru că cu Iov s-a mândrit când a venit diavolul, pârâșul de la cutreierarea pământului, pentru că el merge și online, merge în stânga, merge în dreapta, vine la mine, vine la dumneavoastră. Pe prima familie i-a cumpărat, i-a înșelat cu o mușcătură. A venit și la Domnul Iisus Hristos, vine și la mine și vine și la dumneata. Dar ce este frumos, pentru că contează mult mărturia noastră. Este important ce spun oamenii, este important ce spune familia, ce spune biserica, dar este important ce spune cerul, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care ne cheamă la viață și la binecuvântare. Al doilea gând pentru noi din tabloul acesta, vreau să privim la oamenii aceștia și la omul cu mâna dreaptă uscată. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește așa de frumos despre versetul 5, în partea a doua versetului. El a întins mâna și i s-a făcut sănătoasă, slăvit să fie numele Domnului. Știm și cunoaștem contextul ce i s-a făcut copacului verde. Ce mi se va face mie, ce se va face dumneavoastră? Pentru că omului este rânduit să trăiască o singură dată. După aceea vine, spune cuvântul Domnului, vine din evrei, vine judecata. Dar Dumnezeu înainte să te cheme la judecată, te cheamă la viață. Dumnezeu înainte să te cheme la judecată, te cheamă la binecuvântare și spune alege viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Dar pentru că te iubesc, Dumnezeu încă se mai oprește în dreptul nostru. Pentru că unii, dacă suntem uscați sau începem să ne uscăm, Domnul spune viață slăvită fie numele Domnului, pentru că El dorește viața și El nu dorește moartea păcătosului. El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut și El dorește ca noi să trăim, pentru că cine are pe Iisus, are viața. Cine n-are pe Iisus, n-are viața. Cine este viața, este El, binecuvântat să fie numele Domnului. Că viața biologică de 70-80 de ani, o viață finită, o viață limitată, într-o zi se va termina. Dar există dincolo de viața aceasta, există viața veșnică, slăvită fie Domnul. Că s-a dus să-ți pregătească un loc, ca unde este El, să fiu și eu, dar să fii și dumneata, slăvit să fie numele Domnului. Păcătuind, ajungem să ne uscăm. Și îmi place așa de mult de împăratul David, de omul lui Dumnezeu, care spune în Psalmul 32, versetul 3 și 4, câtă vreme am tăcut, ce avem noi la grupul Domnul este aici, avem rugăciune în care omul poate să vină să-și mărturisească păcatul, în care poate omul să vină să-i mulțumească lui Dumnezeu, în care omul poate să vină să laude pe Dumnezeu.
în care poate să vină și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru cei care trec prin încercări și trec prin probleme. Există rugăciunea, pentru că rugăciunea are mare putere. Rugăciunea, vreau să vă spun, este respirația credinciosului și avem nevoie de rugăciune. Dacă umanul, dacă Hristos avea nevoie de rugăciune, pentru că din el ieșea o putere și ziua propovăduia și seara se retrăgea în Ghetiman și se ruga, cu atât mai mult noi avem nevoie de rugăciune. Cu atât mai mult noi avem nevoie să fim umpluți de putere. Cu atât mai mult noi avem nevoie să venim înaintea lui Dumnezeu să ne mărturisim păcatul. Și 1 Ioan 1:9 spune, siguranța iertării, el este drept și credincios să ne ierte. David a înțeles lucrul acesta. Și știți ce a spus Domnul în dreptul lui? Știți ce spune Domnul în dreptul dumneavoastră și în dreptul meu? Om după inima mea. Vrei să fii om după inima lui Dumnezeu? Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte, slăvit să fie numele Domnului. David a înțeles lucrul acesta și Psalmul 91 îmi place așa de mult, în care el vine și spune psalmul acesta de mărturisire. Tribunalul conștiinței, omul se mărturisește, omul se analizează, omul se verifică din punct de vedere al Scripturii, dacă este pe o cale bună, dacă nu este pe o cale bună, dacă este pe calea veșniciei sau nu este pe calea veșniciei. Și Psalmul 1 cu versetul 6 ne vorbește despre un Dumnezeu omniștient, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire, calea celor uscați, pentru că ei sunt ca pleava, cum este pleava uscată. Ei sunt ca pleava, spune psalmistul, care o spulberă vântul, dar cei care au greutate, cel neprihănit, cel care vine în prezența lui Dumnezeu, cel care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci îți găsește plăcerea unde? În prezența lui Dumnezeu. Unde erau ucenicii? Erau cu Iisus Hristos. Erau în prezența lui, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că Iisus Hristos, ziua, vorbea în pilde oamenilor, mulțimilor, și apoi se retrăgea împreună cu ucenicii și le tălmăcea pildele, slăvit să fie Domnul. Și atunci când rămâi în prezența lui Hristos, Hristos îți descoperă taine, Hristos îți vorbește, Hristos te mângâie, Hristos te ridică, Hristos îți dă viață, slăvit să fie numele Domnului. De aceea avem nevoie să venim înaintea lui, slăvit să fie Domnul. Și uitați cum a venit omul acesta. A zis, scoală-te, versetul 3, prima parte, scoală-te și stai în mijloc. A renunțat la vechea lui viață? A renunțat la starea lui de confort? Da, pentru colbul Bartimeu, când a auzit, hai că te cheamă, a aruncat haina. A renunțat la haina lui, pentru că atunci când Hristos te cheamă, Hristos nu te petecește, Hristos îți dă o haină nouă, slăvit să fie numele Lui. Imaginați-vă, cine pune un petec la o haină nouă sau invers? Hristos îți dă o haină nouă, slăvit să fie numele Domnului. Bolnavul de la scăldătoare din Ioan 5 îmi place așa de mult, renunță la vechea lui viață, zice, ia spatul și umblă. Și umblă după Iisus Hristos, glorie Domnului. Omul acesta a renunțat la mâna lui uscată și s-a ridicat și a acceptat provocarea Domnului Iisus Hristos, pentru că cuvântul are autoritate și a spus, întindeți mâna, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt, a spus și lucrurile au luat ființă. El le-a chemat și s-au prezentat, i-a spus mâinii omului, întindeți mâna, slăvit să fie numele Domnului, pentru că El a făcut mâna, El a făcut urechea. Ne-a binecuvântat Domnul cu două mâini, cu stânga și cu dreapta, cu una să primim și cu una să dăm mai departe. Se spune într-o împrejurare, doi prieteni, unul mai tânăr, unul mai puțin tânăr, în călătoria lor, au găsit un teanc de bani. Și vă aduceți aminte, teancul de bani cu eclipsa solară de 1000 de lei. Și cel mai tânăr ta pleacă, ia banii repede
și începe să numere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, la care cel mai în vârstă îl întreabă: Daul, mie nu-mi dai? Păi nu-ți dau, că scrie numai 1.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, deci numai 1.000 scrie. Și atunci nu i-o dat tânărul celui mai în vârstă: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două mâini și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu două picioare, să mergem la sinagogă, să mergem la templu, să mergem la biserică. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi ochi și ne-a vindecat, pentru ca să nu vedem ca niște copaci, pentru că El nu face lucrarea pe jumătate. Și a spus: cum vezi? Cum vezi văduva? Cum vezi orfanul? Cum vezi biserica? Cum vezi nevoiașii? Și a spus: văd ca niște copaci. Și Domnul Iisus Hristos se aplică terapia, pentru că El vrea să fie sănătos, 100% slăvit să fie numele Domnului. Și ne-a vindecat ochii ca noi să vedem. Iov îmi place așa de mult de Iov. Spune Iov: mi-am făcut legământ. Cu cine, Iov, ai făcut legământ? Cu ochii, slăvit să fie numele Domnului, ca ochii lui să rămână sănătoși, ca ochii lui să rămână vindecați, ca mâinile noastre, ca picioarele noastre să laude pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și vine Eclesiastru și spune: adu-ți aminte de păcătorul tău. 12 cu 1 ne vorbește așa de frumos despre o analiză în care Dumnezeu ne conștientizează că oricine fi, ești doar o umbră, doar un vis, doar o tărână, și suntem trecători pe pământul acesta și avem nevoie de iertare, avem nevoie de vindecare. Omul acesta s-a ridicat în numele lui Iisus Hristos. Omul Bartimeu s-a ridicat în numele lui Iisus Hristos. Bolnavul de 38 de ani s-a ridicat în numele lui Iisus Hristos. Pentru că atunci când realizezi situația în care te afli, te ridici în numele lui Iisus Hristos. Atunci când realizezi situația în care te afli, renunți la vechea viață, slăvit să fie Domnul. A renunțat să mai stea în mijloc și a venit la Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Te provoc în această seară să nu rămâi nepăsător față de o mântuire așa de mare. Iisus Hristos poate să te vindece. Iisus Hristos poate să te atingă. Iisus Hristos poate să-ți dea viață și să dea din belșug, slăvit să fie numele Domnului. Al treilea gând pentru noi din tabloul acesta merge mai departe: ce trebuie să facem? Și uitați ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi? În primul rând, în prezența lui Iisus Hristos, ca să Iisus să ne vindece, Iisus să ne reabiliteze, Iisus să ne schimbe, trebuie, spuneți, cuvântul lui Dumnezeu, să ne ridicăm. Să ne ridicăm. Omul acesta s-a ridicat și a venit în mijloc, slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă la versetul 3. Scoală-te și stai unde? Stai în mijloc. Scoală-te. Adică, cu alte cuvinte, recunoaște-te. David s-a recunoscut. Nemia s-a recunoscut și a spus: eu și casa tatălui meu. De asemenea, numărul 21, poporul în pustie, aduceți-vă aminte tabloul acela de groază, când au fost mușcați de șerpi, când au cârtit împotriva lui Moise, împotriva lui Dumnezeu, și vine poporul și spune: am păcătuit. Ei s-au ridicat, au înțeles, fiul risipitor s-a ridicat, că ce a venit în fire și a spus: am păcătuit. De ce nu ești binecuvântat? De ce nu merge una? De ce nu merge alta? Am păcătuit. Și spune: eu și casa tatălui meu am păcătuit. Slăvit să fie numele Domnului, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iertării, glorie Lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, ce să facem ca să renunțăm la mâna noastră uscată, la piciorul nostru uscat. Trebuie să ne ridicăm, să ne recunoaștem. În primul rând, în al doilea rând, trebuie să ne mărturisim păcatul, pentru că Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte. Mărturisiți-vă unii altora, spune Scriptura, ca să fiți vindecați. Dumnezeu este un Dumnezeu transparent, Dumnezeu este un Dumnezeu omniștient, Dumnezeu este un Dumnezeu care mă cunoaște și te cunoaște.
Și spunea poetul de cântare, înainte să începe mesajul, o știe el, el o știe, dar o știi și tu. O știi și tu. De aceea Dumnezeu vrea ca să venim înaintea Lui să spunem, Doamne, nu vrem să ne dăm drept alții. Doamne, Tu știi ce se ascunde în spatele mașinii. Tu știi ce se ascunde în spatele costumului. Tu știi ce se ascunde în spatele casei. Tu știi ce se ascunde în spatele familiei, pentru că Tu ne cunoști. Și vine salmistul și spune, Doamne, încearcă-mă, vezi dacă ceea ce spun sunt aceea, dacă trăiesc aceea ce vorbesc, dacă sunt, nu sunt un om cu două fețe, pentru că Dumnezeu să uită la tine și să uită la mine, binecuvântat să fie numele Lui. El este Cel care face remeneu, Cel care face radiografia, Cel care mă cunoaște și te cunoaște, este Cel care vede, binecuvântat să fie numele Lui. Și mergând mai departe, vreau să vă spun că avem nevoie și noi să ne mărturisim păcatul. Avem și noi nevoie ca să căpătăm propășire, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viață veșnică în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce face Domnul cu păcatul? L-aruncă în marea uitării, spune Mica, se va îngheli prorocul Mica și nu-și mai aduce aminte. L-aruncă totul în marea uitării, pentru că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Și Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul. A venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. A venit ca noi să venim la cunoștința adevărului, ca noi să avem viață slăvită fie numele Domnului. Și vreau să vă spun, păcatul ne înfășoară așa de lezne. Păcatul este ca și gripa, pune stăpânire pe tine, dar trebuie să fie pocăința ca și gripa, să fie pocăința molipsitoare atunci când merem în prezența unui prieten sau el vine în prezența noastră, să se molipsească, slăvit să fie numele Domnului. Și zic, Domnul să lucreze în sensul acesta. Noi, vreau să vă spun, păcatul aduce moarte și cunoașteți că cine se naște de două ori, moare o singură dată. Iar cine se naște numai o dată, moare de două ori. Duminică, prin harul lui Dumnezeu, Biserica Dunamis de la Hunedoara, au venit patru suflete care s-au născut de două ori, s-au născut din apă și din duh. Pentru că ce este carne, ce este sânge, nu moștenește cerul. Ioan 3 spune la învățătorul, la Nicodim, Nicodime, tu învățătorul care trebuie să înveți pe alții, tu nu știi lucrurile acestea? Cu alte cuvinte, Domnul să uită la tine, să uită la mine, la grupul Domnului este aici, suntem botezați de 10, 20, 30, 40 de ani și încă suntem, nu suntem maturi spirituali sau suntem creștini pitici. Noi încă suntem pitici și Dumnezeu vrea să ne crească, Dumnezeu vrea să ne ridice, Dumnezeu vrea să ne dea autoritate, Dumnezeu vrea să ne vindece, slăviți să fie numele Domnului. Să fii vindecat, trebuie să vii la biserică. Să fii vindecat, trebuie să te ridici cum s-a ridicat omul acesta. Să fii vindecat, trebuie să asculți de Isus și să întinzi mâna, slăvit să fie numele Domnului. Pentru că Domnul are putere, binecuvântat să fie numele Lui. Și îmi place așa de mult de Domnul, cum Domnul Iisus Hristos iartă păcatul în dreptul femeii păcătoase și mai mult decât atât îi spune, credința ta te-a mântuit. Dacă în seara zilei de astăzi vrem să fim iertați, dacă în seara zilei de astăzi vrem să fim mântuiți, El este prezent și este gata să o facă în dreptul tău și în dreptul meu, binecuvântat să fie numele Domnului. El încă mai vindecă și astăzi, încă mai trece prin Ierihonul online, prin Ierihonul, Domnul este aici, prin grupul acesta. Duhul Sfânt încă mai colindă, Duhul Sfânt încă mai cercetează, Duhul Sfânt încă mai mângâie, Duhul Sfânt încă mai schimbă starea, slăvit să fie Domnul, Duhul Sfânt încă mai regenerează, Duhul Sfânt încă este prezent, binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că este noi, este noi și cu noi, promisiunea Domnului Iisus Hristos, nu după multă vreme, promisiune măsurată în 10 zile, de la înălțare până la fapte 2, la făgăduință, spune, după multă vreme, voi veți primi o putere.
Este trebuință să mă ducă, dacă nu mă duc, nu va veni mângâietorul care va fi cu voi și în voi, slăvit să fie Domnul. De ce ne-a trimis mângâietorul? De ce s-a dus Domnul Iisus Hristos? În primul rând să trimită mângâietorul, în al doilea rând să mijlocească pentru tine și pentru mine, în al treilea rând să ne pregătească un loc, slăvit să fie Domnul, ca unde sunt eu, să fii și dumneata. Încă mai este loc la cruce, încă mai este loc în grupul Domnului, este aici. Încă mai este loc în împărăție, slăvit să fie numele Domnului. Mă duc să vă pregătesc un loc. Eu vreau să fiu acolo. Dumneavoastră vreți să fiți împreună cu mine. Dar trebuie să veghem, așa cum a fost provocat. Trebuie să căpătăm viață. Dacă celui uscat i s-a făcut și știți contextul pomului verde, cu atât mai mult pomului uscat. Eu știu un lucru, că pomul uscat este tăiat și este aruncat în foc. Și zic, Dumnezeu să ne vindece în seara zilei de astăzi. Dumnezeu să-și proslăvească numele. Și zic, Dumnezeu să ne dea viață. Amin.